Frunza agățată de Florina Lombaru. De când venise toamna, frunza agățată de creanga copacului tremura toată înfricurată. Nu vreau să cad, nu vreau să cad. Era așa de frică să nu cadă, încât nici să respire nu avea curaj. Stătea blocată și nemișcată, nu cumva să se desprindă din greșeală. Celelalte frunze erau tare bucuroase, se pregăteau pentru petrecerea de toamnă și schimbarea ce urma să vină. O să cădem, o să cădem și o să ne schimbăm, foșneau ele vesele și dansau în copac. Dar frunza agățată se înfiora la auzul suratelor ei și fiecare vânticel mai puternic o speria. Nimic nu i se părea mai îngrozitor decât să se rupă de crenguța ei, să zboare și să aterizeze cine știe unde, într-un loc total necunoscut. Se uită speriată la vrăbiuțele cocoțate pe creangă cum o struncinau. Opriți-vă! Nu vreau să cad! De ce nu vrei să cazi, frunză frumoasă de toamnă? A întrebat-o uimit o vrăbiuță, care nu mai văzuse o frunză ce nu voia să cadă. Oh, cine știe unde voi ajunge? Dar unde crezi că vei ajunge? Oh, dacă voi fi călcată în picioare și ruptă în bucăți. E adevărat? Frunzele sunt călcate în picioare? Așa cred. Sau dacă voi fi doar o frunză în vânt ce nu ajunge nicăieri? Cine ți-a zis asta? De unde știi ce se întâmplă cu frunzele care se desprind dacă tu nu ai zburat încă? Așa am auzit doar. Toate frunzele ajung undeva, a dat din cap răbiuța. Cum adică? Păi toate frunzele ajung undeva, dar nu toate ajung la fel. Era așa de atentă la discuția cu vrăbiuța că nici nu a băgat de seamă. Cuvântul o tot legăna și s-a desprins de crenguță. Nici n-a avut timp să-și dea seama ce-i cu ea, că s-a și pomenit într-un grup de frunze ce se prefăceau că dorm. Dar ele ascultau zgomotul pașilor ce s-apropiau. Ha, 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 ce mă gâde la pantofii! Râdeau frunzele și pufneau în sus. Se amestecau printre pantofiori și făceau concurs cine ajunge primul. Se rostogoleau și fugeau înaintea pantofiorilor. Apoi, iar se prefăceau că dorm până veneau alți pantofi. Frunza abia s-a strecurat printre pantofi că un alt vârtej de frunze a prins-o în horă. Se dădeau peste cap, făceau piruete în aer, se răsuceau și se legănau una pe alta. Unele desenau în aer desene invizibile, apoi pluteau ca niște foi mototolite. Altele coborau ca săgețile și se înfigeau în nisip printre jucării și mânuțele jucăușe. Frunza s-a așezat pe un leagăn, dar nici n-a apucat bine să respire, că leagănul a început să se dea înainte și înapoi și a suflat-o spre marginea parcului.
a trecut pe lângă frunzele de lângă parc ce stăteau nemișcate și se uitau prin gard curioase. A zburat în curtea unei școli și vântul a ridicat-o până sus la geamul unei clase de copii. În dreptul ferestrei se uscau hăinuțele din frunzele ale unor pitici, iar pe pervaz erau prosoape de frunze frumos împăturite. Oh, nu știam că frunzele pot ajunge în atâtea locuri. Ce călătorie minunată! A respirat mulțumită și s-a lipit de geam. A privit curioasă înăuntru, de unde veneau zumzete și râsete de copilași. Ce jucării, ce de obiecte colorate, desene pictate, ce de forme și culori, mai că-i venea să intre înăuntru, așa de cald și bine era. Nu contează unde ajungi, căci oricum ajungi undeva. Contează cum ajungi acolo, i-a strigat vrăbiuța, care zbura în dreptul frunzei. Când geamul s-a deschis brusc, frunza s-a prilins pe geam în jos, cât pe ce să cadă pe măsuța aranjată a unor frunze elegante de grădină. A prins-o din spor vrăbiuța pe spatele ei și i-a strigat: fiecare frunză are o poveste. Care vrei să fie povestea ta? Și a înălțat-o ca o săgeată în sus, sus spre cer. Când a ajuns aproape de nori, vrăbiuța s-a aplecat într-o parte, lăsând frunza să cadă de pe aripile ei și să zboare singură pentru visul ei. Frunza cădea cu viteză și se răsucea în zbor. Se gândea în ea și în inima îi sfâcnea. Toate frunzele ajung undeva, își repeta ea fluturând de emoție. A închis ochii și a șoptit: sunt în cea mai frumoasă poveste de iubire. S-a legănat când la stânga, când la dreapta, a plutit tot mai jos și mai jos, până când s-a așezat în mâna deschisă a unei fetițe. Și fiecare colțișor al frunzei s-a potrivit perfect pe fiecare deget al mânuței ei calde. Când a deschis ochii, frunza s-a văzut pe ea însăși în ochii plini de iubire ai fetiței și a știut că a ajuns acasă. Fetița a purtat-o în mână ca pe o comoară prețioasă și a adus-o acasă. A așezat-o cu grijă pe o foaie și a început să o picteze cu drag. Pensula întindea acuarela pe fiecare părticică a frunzei și o gâtila. Când a fost gata, a agățat-o pe perete de unde putea să o privească și să-i zâmbească mereu. Frunza, căzută din copac, ajunsese în visul unei fetițe. Nici o frunză nu este o frunză în vânt. Fiecare frunză ajunge undeva.